O specie cu o vechime de peste 65 de milioane de ani există încă și astăzi în țara noastră. Mai exact, peștele asprete, căci despre el este vorba. Acesta poate fi întâlnit pe cursul mijlociu al râului Vâlsan. Trăiește sub pietrele mari ale apelor de munte, acolo unde curentul este mai puternic. Pentru că aspretele duce o viață ascunsă, este așadar nevoie de multă răbdare pentru a-l vedea. Numai noaptea iese după hrană, care este reprezentată în principal de larve de insecte. Este un răpitor de talie mică, asemănător cu guvidul, și este prezent numai în România, unde au fost semnalate aproximativ 100 de exemplare. De aceea, aspretele face parte din speciile protejate din fauna piscicolă, reprezentând un interes deosebit pentru cercetători.